Doamne, deci lipsește Tina de la noi săptămâna asta și pe principiu a intrat Nora în blide, nu mai fac față. Pentru că eu am și o grămadă de alte lucruri de făcut și în același timp Tina mă degreva de sarcinile astea. Și uite că... Tina, întoarce-te înapoi! Da! Ia zi, cum ești, iubim? Ce faci? Iubire, și eu mi-am pregătit ustensilele. Astea-mi pe treabă, nu? Da, mă duc în... Ce să facem? Asta e. Mă duc în studioul meu să golesc de acolo lucruri. Bă, am așa un entuziasm. Bravo. Se vede pe fața mea, serios, deci abia aștept. Bravo! O să filmez, o să pun și eu pe, o să pun și eu pe pagina mea. Bravo, deci nu că ai tu entuziasm, dar am eu entuziasm pentru că din cauza, și atenție, din cauza studioului tău, nimic nu era aranjat, că toate pisculele din studioul tău erau pe peste tot. Și ce crezi, am și de spălat asta, ca să fie treaba, adică nu e... Rufe, adică. Da, am despălat rufe, că vin și fetele, trebuie să fac și paturile. Fac și cozonaci, n-am cam de conspirat. Aoleu, trebuie făcute paturile la fete. Trebuie pregătite paturile la fete. Trebuie... Deci nu vrei să știi că astăzi efectiv dau pe din afară de treabă și diseară mă mai duc și la emisiune. Da. Și lumea zice, dar ce faceți voi, mă? Da. Mă plânge. Mai ales ce fac eu. Da, adică... Da. Voi nu faceți nimic. Sunteți niște stâncări care stați acasă. Sunt câțiva care spun asta, iubire. Restul ia, apreciază mă, și înțeleg. Cum să-ți permit să spui așa când habar n-ai... Știi care chestia? Eu aș face odată o selecție și i-aș invita să stau o zi cu noi. O stâncare. Da, exact. Lasă, mai mult merită cei care apreciază lucrurile astea, nu cei care nu apreciază. Și oricum sunt mai mulți cei care apreciază decât cei care nu apreciază și chiar, uite, nu l-am mai mulțumit de mult. Pentru că sunt super, sunt alături de noi, împărtășesc cu mine. Învață lucruri. Ce e asta, iubire? Știi ce urăsc cel mai tare și cel mai tare? Mâncatul semințelor în casă. Te-ai prins. Din când în când, iubire, decât să mănânc noaptea, m-am mâncat acum câteva zile, mai bine sparg o pungă de semințe. Semințele sunt sănătoase, bine, nu la ora 10. Nu la ora 10. Aia, dar, mă rog, mai bine decât să spargi frigiderul, știi? Da. Da, asta fac. Asta degeaba, nu. Și eu am pregătit, iubire, ustensilele. Vezi că mai e și aici, da? Eu sunt. Nu trebuia să ne aminte. Eu mi-am pregătit asta, niște cârpe, pentru că trebuie să șterg de praf toate lucrurile de pe acolo. Dar mă rog, rezolvăm. Ai intrat Nora în blide. Hai, să-mi spui dacă vrei să te ajut cu ceva. Da, ai putea să mă ajuți. Cu ce? Eu să mă duc să mă machiez și să stau și să mă relaxez și tu să faci treabă. Păi tocmai ți-am spus că și eu mă duc să fac treabă, mă, prințesică, dar eu sunt da, cu... Eu sunt la alea cu praf, trebuie să-mi pun mască, trebuie să pun mănuși. N-avea legătură. Lucrez curat aici. Da. Serios, am treabă, prințesă, dar dacă vrei să te ajut cu ceva, mă opresc. M-ai întrebat și am răspuns. Da. Deci... Păi eu sunt bărălău, am întrebat-o. Da. Măcar se simte ajutată, știi? Da. Bine, serios, îmi spui dacă e ceva și mă opresc din alea, dar vreau să nu fac curățenie acolo, că nu mai le suport. Ce crezi? Ordine. Și eu vreau. Ajută-mă cu chestia asta. Exact. Fă curățenie la tine în studio, ca să fiu și eu un pic mai liniștită și mai fericită. Deci azi e multă muncă, pentru că vin prințesele acasă, vin fetele. Pe principiu e vineri, începe weekendul. Păi începe mai încolo, pentru că mai târziu am o surpriză pentru tine. Really? Da. Când?